Evanghelia după Luca, capitolul 19, și să citim un pasaj foarte bine cunoscut, respectiv pasajul despre Zacheu. Luca 19, versetul 1. Din respect pentru cuvântul Domnului, vă rog frumos să vă ridicați în picioare. Versetul 1. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus. Dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii și i-a zis: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți crâteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și i-a zis: iată, Doamne, jumătate din împărăția mea o dau săracilor, și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. Tată Ceresc, în acest loc sunt mulți oameni care au venit în mod intenționat să stea în fața ta, să te caute pe tine. Mulțumim că ne-ai primit rugăciunile, deși n-am meritat. Mulțumim că ne-ai iertat păcatele de care ne-am pocăit cu perspectiva părăsirii și mulțumim că în această seară, Doamne, după ce am cântat cântările Sionului, am citit din cuvântul Tău cel veșnic. Te rog, Tată, potrivește pentru fiecare dintre noi un cuvânt care să răspundă nevoilor noastre, să ne lumineze mintea, să ne încălzească inima și să ne înduplece voința în perspectiva mântuirii. Doamne, lucrează Tu prin Duhul Sfânt și îți mulțumim că ne asculți. Amin. Scumpă biserică, vă rog să vă reașezați. Așa cum spuneam, am intenția să creionez profilul lui Zacheu, să spun câteva cuvinte despre el și apoi aș vrea să fac o aplicație. Zacheu este un personaj cunoscut, despre pasajul acesta se predică în general la evangelizare și se spune despre el că locuia în Ierihon, un oraș la aproximativ 8 sau 10 km de Ierusalim. Omul acesta este prezentat ca fiind de profesie vameș, adică nu lucra la vamă, ci era directorul biroului de taxe și impozite. În scriptură, cuvântul vameș nu înseamnă ce înseamnă vameș pentru noi astăzi. Vameșii strângeau impozitele, mergeau din casă în casă și strângeau impozitele pentru Imperiul Roman, Iudeea fiind anexată Imperiului Roman. În felul acesta, el a strâns o avere frumușică, pentru că cerea mai mult decât se cădea și nimeni nu putea să verifice, pentru că așa era în vremea aceea. A ajuns omul bogat, însă cu prețul repudierii sociale, în sensul că oamenii l-au urât din două motive. În primul rând îi jupuia luând bani mai mulți decât se cădea și în al doilea rând îl vedea vândut romanilor care erau stăpânilor nesuferiți și își trădase poporul de la care strângea impozitele pentru cezarul de la Roma. Într-o zi din viața lui, așa cum astăzi pentru noi o zi din viața noastră, într-o zi din viața lui a auzit că Iisus trece prin oraș, prin Ierihon. De obicei trecea pe drumul mare, însoțit de ucenicii săi și de un mare alai de popor. Oamenii îl urmau pentru că Domnul Iisus Hristos a fost absolut neconvențional. El nu a fost ca învățătorii vremii. Învățătorii vremii erau disprețuitori, erau mândri, erau aroganți. Erau inaccesibili, se purtau cu stăpânire,
cu o atitudine de superioritate. Pur și simplu nu puteai să-i abordezi. Hristos însă era o persoană simplă, caldă, deschisă, accesibil. El stătea de vorbă cu oamenii, le asculta problemele, se ruga pentru ei, îi vindeca, îi învăța. De aceea, oamenii îl urmau cu sutele și cu miile, pentru că el făcea minuni. El avea capacitatea să facă minuni. Minunile în lumea noastră sunt excepții. Regula în lumea noastră este naturalul. Naturalul de somn, naturalul de mâncare, naturalul de serviciu și alte aspecte ale naturalului. Dar acest natural pe care îl fac ființele naturale, adică noi oamenii, este uneori străpuns de evenimente inexplicabile, numite supranatural, adică miraculoase, și acelea sunt făcute de Dumnezeu, pentru că fiecare face lucrurile la nivelul lui de competență și de putere. Dumnezeu, pentru că este supranatural, face lucruri supranaturale. Noi, pentru că suntem obișnuiți, naturali, facem lucruri obișnuite și naturale. Dar, în ziua aceea, omul acesta, auzind că trece Domnul Iisus prin cetate, prin orașul lui, omul și-a făcut timp și a ținut neapărat să-l vadă. Ce-mi imaginez eu este faptul că omul acesta se îndrepta înspre bătrânețe. Strânsese suficient bani ca să-și facă o casă mare în centrul orașului, se bucurase de toate privilegiile pe care ți le pot da bani mulți, se săturase și de faimă, se săturase și de toate bucuriile vieții și probabil că a început să-l ajungă din urmă anumite frustrări, anumite regrete, care aduceau în sufletul lui vinovăția care era din ce în ce mai perceptibilă. Și a auzit că Iisus acesta, devenind foarte popular, face minuni. A auzit că îi primește pe oamenii săraci, amărâți și bolnavi și își face timp de ei de parcă sunt importanți. A auzit că dă răspunsuri înțelepte fariseilor și cărturarilor și închide gura tuturor. A auzit că Dumnezeu lucrează prin el cu o minune, cu o putere nemaipomenită și el poate să facă minuni. Și atâta mirare a strâns omul ăsta și curiozitate, încât atunci când a auzit că Iisus trece prin orașul lui, s-a grăbit să-l vadă. Ajungând în centrul orașului, și-a dat seama că nu-l poate vedea, erau acolo probabil mii și mii de oameni, iar el fiind mic de statură, nu putea să vadă pe deasupra lor. Întotdeauna când vrei cu tot din adinsul să-ți împlinești o dorință, mai cu seamă o nevoie, foarte probabil că vei întâmpina anumite bariere, anumite piedici. Așa s-a întâmplat în cazul acestui om. El vrea să-l vadă pe Domnul Iisus, însă se confruntă cu tot felul de piedici. În primul rând, fiind mărunt, nu putea să-l vadă pe Domnul Iisus, datorită oamenilor care, fiind în fața lui, erau mai înalți decât el. De asemenea, erau atât de mulți oameni încât oriunde s-ar fi dus, pe o parte sau pe alta a străzii, era cam același lucru. Mai mult de atât, el nu se bucura de respectul oamenilor. Oamenii se uitau la el cu dispreț. Se uitau la el fără nicio plăcere, pentru că el își construise un renume rău famat în Ierihon și oamenii îl cunoșteau. Era directorul biroului de taxe și impozite. Probabil că avea sub mâna lui o echipă de oameni care mergeau peste tot în ținutul iudeii și strângea taxele. Așa se face că oamenii când îl vedeau și aduceau aminte de toate relele pe care le-a făcut. Ei bine, pentru că dorea să-l vadă și nu putea, omul s-a gândit la o soluție. Și chiar dacă sună foarte caragios, un om mare și cunoscut ca el s-a urcat într-un pom. Acum, nu mai imaginați-vă ce ar fi pe strada bisericii să vedeți pe cineva în pom. Și mai ales dacă e un funcționar public pe care îl știe toată lumea. N-ar avea niciun motiv să se urce într-un pom. Și știți în ce pom s-a urcat? Într-un dud. Atât de mare a fost dorința să-l vadă, încât pur și simplu a pierdut din vedere că oamenii își vor pune întrebări cu privire la discernământul lui. Vedeți, omul ăsta a plătit un preț foarte mare, un preț social.
un preț de onoare, de demnitate. S-a urcat într-un pom fără să-l mai intereseze ce zic oamenii. Adevărul este că în viața noastră s-ar putea să vină un moment când nu ne mai interesează ce zic oamenii. Pentru că ani de zile ne-a interesat și n-am câștigat nimic. Pe oameni nu-i poate mulțumi nimeni. De fapt, nici nu prea interesează pe oameni de noi. Numai noi avem impresia că pe toată lumea interesează de noi. Atunci când s-a urcat în pom și Iisus a trecut cu toată mulțimea aceea de oameni, lucru și mai ciudat este că atunci când a trecut pe sub pomul în care el era urcat, s-a oprit și inima lui Zacheu a înghețat. E ca și cum cineva îi spusese, îl avertizaze pe Iisus, spunându-i, ai grijă că la pomul ăla mai gros, acolo să știi că e un pom. Iisus s-a oprit și așa cum am citit în Scriptură în seara aceasta, și a ridicat ochii spre el și i-a zis, Zacheu, dă-te jos. De unde știa cum îl cheamă? De ce l-a chemat? Avea ceva să-i dea? Haideți să ne uităm un pic la mesajul pe care l-a avut, gestul și spusele Domnului Iisus. Totul vorbea despre mântuire, pentru că Iisus Hristos n-a venit aici să facă business, n-a venit să se plimbe, El a venit să-i mântuiască pe oameni. A-i mântui pe oameni înseamnă a le ierta vinovăția produsă de păcatele pe care le-au făcut. Oamenii păcătuiesc în fața lui Dumnezeu și acumulează vinovăție pe care sfințenia ofensată de păcata lui Dumnezeu se manifestă prin pedeapsă. Exact așa se întâmplă și în viața socială. În orice fel, dacă un om încalcă legea, el va fi pedepsit. O amendă sau poate face în pușcărie. Observați că învățăm din mesajul și din spusele Domnului Iisus câteva lucruri. În primul rând că mântuirea este absolut personală. Domnul Iisus a adresat unui singur om și i-a spus pe nume, Zacheu. Asta înseamnă că ce îi spunea era doar pentru el, nu pentru sutele sau miile de oameni care îl înconjurau. Întotdeauna mântuirea este personală. În mod tradițional, în România, mântuirea este percepută la grămadă. La nivel de biserică, la nivel de familie, la nivel de sat, ba chiar la nivel de țară. Noi suntem ortodoxi, dar cine suntem noi? Noi toți, 20 de milioane, noi suntem ortodoxi. Sau noi suntem catolici, sau noi suntem altceva. Nu, mântuirea este absolut personală ca multe alte lucruri din viața noastră. Sunt lucruri în viața noastră care sunt absolut personale. Să bei apă, să mănânci, să dormi și așa mai departe. Astea sunt personale, nu sunt la grămadă. Ei, mântuirea este o chestiune absolut personală. Nu te poate mântui nici altcineva, preotul, pastorul, biserica, părinții, tradiția, absolut nimeni. Mântuirea este o chestiune de-a dreptul personală. Ea este pregătită de Dumnezeu, dar ea trebuie cerută, ea trebuie acceptată, ea trebuie primită, ea trebuie revendicată ca o moștenire după moartea părinților. Mai mult de atât, mântuirea este o voluntară. Hristos i-a spus, dă-te jos. Asta înseamnă că dacă vrea să dădea jos, dacă nu vrea, rămâne acolo. Făcea apel la voința lui. Ei bine, Zacheu a vrut și s-a dat jos. Mântuirea întotdeauna este voluntară. Dacă un om nu vrea să se pocăiască, nu ai ce să-i faci. Omul are dreptul să-L refuze pe Dumnezeu. Este trist că oamenii îl refuză pe Dumnezeu, dar ei au dreptul să-l refuze pe Dumnezeu. Evident, există consecințe atunci când accepți sau când refuzi, dar omul are dreptul să accepte și omul are dreptul să refuze. De aceea nu trebuie să ne mirăm nici că unii acceptă, nici că alții refuză. Mai mult de atât, mântuirea este importantă. Hristos i-a spus, dă-te jos de grabă, repede. Păi, de ce să mă dau jos repede? Nu se ajunge că mă dau jos. Nu, repede. De ce? Pentru că e important. Este foarte important. Mântuirea este obligatorie. Știți ce îi spune? Trebuie să te dai jos. Trebuie să intru în casa ta. Sau mântuirea trebuie să intre în casa ta. Și mântuirea este urgentă. Astăzi va intra mântuirea în casa ta. Nu mâine, nu poi mâine, nu peste 100 de ani. Sau mântuirea este divină. Astăzi, eu, Fiul lui Dumnezeu, trebuie să vin în casa ta. Și probabil că ultimul lucru este faptul că mântuirea este permanentă. Mântuirea este permanentă. Să intre, îi spune odată și a doua oară îi spune să rămână în casa ta. Stimați prieteni, mântuirea, deși pare cunoscută și înțeleasă, este un fenomen în mare măsură neînțeles de oameni.
Oamenii, în general, nu înțeleg ce nu experimentează. Cea mai slabă formă de a cunoaște lucrurile este prin logică. Exact ce metoda pe care o folosesc eu acum. Eu folosesc logica dumneavoastră ca să mă auziți și logica mea ca să vorbesc. Dar asta este cea mai slabă formă de a lua ceva din mintea mea, le codific în cuvinte, le rostesc dumneavoastră, le decodificați și le puneți în memoria dumneavoastră. Ajungând acolo, ele au influență, cuvintele au influență. Dacă cineva țipă cât îl ține gura, te sperie. Are influență țipatul acela. Dacă cineva îți vorbește blând, frumos, are influență, te simți liniștit. Dacă cineva îți spune te iubesc sau ești un frumos, ești un drăguț, ești un scump, te simți bine. Cuvintele au influență. Dacă cineva spune ești un... Știți dumneavoastră ce vreau să spun. Atunci te simți foarte... te simți rău. Poate că te duci undeva într-un loc unde ești singur, unde nu te vede nimeni și plângi. Iată câtă forță au cuvintele. Ca să pun capăt la partea aceasta istorică și să încep cea de-a doua parte, cea teologică, pentru că întotdeauna când citim un text din Scriptură, doar două perspective de abordare există. Una istorică și una teologică. Partea istorică vorbește despre ce s-a întâmplat atunci și acolo. Câți oameni au fost implicați, ce a zis unul, ce a zis altul. Cam asta este partea istorică. Exact cum am povestit eu despre Zacheu. Un om mare s-a urcat într-un pom, Hristos a trecut pe sub pom, s-a oprit, i-a vorbit. Dar a doua parte a interpretării unui text este cea teologică. Partea teologică nu mai are interes în spațiu și timp. Când, unde, cu cine, de ce... Nu, ci ea vorbește despre semnificația la ceea ce s-a întâmplat atunci. Care este înțelesul la ce s-a întâmplat atunci? Și ce legătură avem noi cu un om care era directorul biroului de taxe și impozite de acum 2000 de ani? Că ăsta n-a fost singurul director al unui birou de taxe și impozite. De ce ne-am legat noi într-o seară câteva sute de oameni, ne-am întâlnit aici să vorbim despre cineva pe care nici nu-l cunoaștem și a murit de 2000 de ani? Ei bine, teologia vine să ne explice de ce este important pentru noi astăzi, la 2000 de ani distanță în timp, ceea ce a făcut omul ăsta în întâlnirea unică pe care a avut-o cu Iisus Hristos. Ca să facem lucrul acesta, aș vrea să vă spun că astăzi, în seara aceasta, prin predica aceasta, prin introducerea istorică pe care am făcut-o, prezentând biografic câteva informații despre omul ăsta pe care îl chema Zacheu și care lucra în Ierihon și care era bogat și care era mărunt, dar foarte ambițios. Atunci când avea o dorință în minte, o nevoie, ăsta era în stare să se urce și într-un pom ziua în amiaza mare în mijlocul orașului. Un om foarte hotărât, foarte determinat. E bine, intenția mea cu exemplul lui, cu biografia acestui om, este să vă spun următorul lucru. Un om poate fi iertat de păcatele lui într-o zi. Într-o singură zi, toate păcatele trecutului, de când l-a făcut mama lui, până în prezent, pot fi iertate. Cum? Hristos spune că omul trebuie să facă două lucruri. Primul, să conștientizeze că este un om păcătos și să se căiască de păcatele lui, adică să le regrete, să aibă remușcări. Să facă asta conștient, să facă asta în mod plenar, holistic, în mod sincer, cu simțire. Asta este prima condiție. Regretă păcatele pe care le-ai făcut, conștientizează-le și regretă-le. E ca și cum ai spune, Doamne, dacă aș mai trăi încă o dată, n-aș mai face nimic din prostiile pe care le-am făcut, ceva de genul ăsta, cu părere de rău, cu remușcare. A doua condiție este să crezi că această mântuire pe care a realizat-o Dumnezeu și ne oferă nouă este instrumentată de cineva. Cineva a lucrat la ea. Mântuirea asta este făcută de Dumnezeu, dar în Trinitate, pentru că Tatăl a proiectat-o, Fiul a venit pe pământ cu planul și a realizat-o, iar Duhul Sfânt o aplică. Biblia ne spune că prin apă și Duh suntem născuți din nou. Asta înseamnă că Dumnezeu vine la noi cu o mântuire și ne oferă, ea este oferită în dar, dar nu e gratuită, pentru că cineva a realizat-o, Hristos.
Îmi place să spun că Domnul Iisus nu a venit ca să ne ierte păcatele. Domnul Iisus a venit să ierte păcătoșii care au păcate. Păcatele El nu le-a iertat, El le-a plătit. Încercați să gândiți la ce spun. Dacă El le ierta, nu mai trebuia să moară. El le-a plătit mielul de sacrificiu care era adus în Vechiul Testament. El trebuia să plătească prețul. Hristos a plătit prețul. El nu doar a iertat păcatele, El a murit pentru păcat. El a iertat păcătoșii datorită sau pentru păcatele lor. Hristos a venit să mă ierte pe mine de păcatele mele, nu să ierte păcatele mele. Păcatele mele le-a plătit. De aceea a murit. Are o notă de filozofie chestiunea asta și nici nu e acum foarte importantă, pentru că până la urmă înseamnă același lucru pentru noi toți. Însă ce am vrut să spun este faptul că omul este iertat de păcatele lui dacă crede și se pocăiește într-o singură zi, poate chiar într-o singură oră. Până la urmă nu ți-a decât probabil 10-15 minute să-ți faci un scurt proces de conștiință, să accepți că și tu ești un om păcătos și ție îți pare rău că ai făcut prostiile astea și ai vrea să scapi, tare ai vrea să scapi de ele, să auzi că e un mântuitor care a murit deja pentru tine și dacă îl primești pe el, primești mântuirea și atunci te hotărăști să îl primești în beneficiu iertării tale. Asta înseamnă să fii mântuit, asta înseamnă să fii iertat. Într-o zi, toate păcatele din trecut nu mai există. Dar dacă omul nu moare și continuă să trăiască, el va fi ispitit să păcătuiască din nou și din nou. Și acum el trebuie să se maturizeze, să crească în credință, să se dezvolte, pentru ca să nu mai fie o victimă a păcatelor, să nu mai fie un obsedat să păcătuiască, să nu mai fie dependent de practicile care creaseră dependență în trecutul lui, substanțe precum alcoolul, drogurile, țigările sau comportamente, pornografie, furt, violență, ceartă sau relații. Sau gânduri, sau sentimente, sau. Sunt domenii întregi în care omul păcătuiește în fața lui Dumnezeu. Justiția divină este responsabilă de identificarea păcatelor omului și omul trebuie să plătească pentru aceste păcate. Exact cum poliția se ocupă ca cei din trafic să nu încalce regulile de circulație pentru ca să existe siguranță pe șosea. Altfel, dacă am merge și pe stânga și pe dreapta, și ca în Anglia și ca în România, ne-am omorât unii pe alții ca la război aici. Mai multe victime ar fi pe șosea decât în Ucraina. De aceea există niște semne de circulație care limitează activitatea noastră și spune mergeți pe dreapta, nu pe stânga. Pe stânga numai dacă e linie discontinuă poți depăși, după ce în prealabil te asiguri că ai loc să depășești. Dacă e semaforul roșu, te oprești oricât de tare te-ai grăbi. Dacă e verde, chiar dacă n-ai treabă, hai, du-te mai încolo. Dacă vrei să stai într-o parcare. Ei, în lumea lui Dumnezeu este la fel, Dumnezeu are reguli clare. Marea problemă e că oamenii nu le cunosc și marea problemă este că pe oameni nici nu interesează. De ce? Pentru că ceea ce ei știu despre viață este legat de plăcerile, de poftele lor. Oamenilor le trebuie bani, oamenilor le trebuie sexualitate, oamenilor le trebuie distracție și putere, control. Mai ales bărbaților, bărbații au nevoie de control. Lor le trebuie putere, ei trăiesc pentru performanță. Ei, oamenii dacă au lucrurile astea, nu le mai trebuie nimic. Întrebați un om bogat câtă valoare are banii lui și o să vă spună, n-are valoarea pe care am crezut eu că vor avea. Întrebați-l pe unul care conduce cea mai scumpă mașină din Cluj și o să vedeți că pentru el mașina aia are valoarea pe care o are o rablă de mașină din 1990 pentru proprietarul unei astfel de mașini. Știți când o mașină este valoroasă? Când nu o ai. Știți ce vrea omul să aibă? Ce nu are. Omul vrea să aibă ce nu are. Păi vă dau un exemplu care este puțin mai greu de auzit. O fată și un băiat, prietene, se logodește, se căsătoresc. Dom'le, ăștia vorbesc în fiecare noapte 3, 4, 5 ore la telefon. De-a impresia că au făcut un business împreună, un business de tiruri și acum a rămas unul în pană prin Bulgaria, unul este în vamă în Ungaria și trebuie să rezolve, domne, că e marfă perisabilă. Ce poți să vorbești 3 ore la telefon în fiecare noapte? Numai să ai făcut un business, nu? Un parteneriat. Ei, după un an sau doi, soția începe să-i reproșeze zilnic
s-au căsătorit, luna de miere, trece un an, doi de căsătorie și soția zilnic îi reproșează că nu îi răspunde la telefon. Cui? Ăluia cu care vorbea 3 ore înainte de căsătorie. Îl sună și nu pot că sunt cu șeful. Îl sună, iartă-mă, nu pot să vorbesc, că nu pot. Și trece ziua și n-apucă să-i răspunde, se întoarce acasă, o găsește bunica mofilită și zice, de ce ești supărată? Păi, bine mă, omule, mă. Nu mi-ai răspuns odată la telefon, nu dai un telefon, nu scriu un număr de text message. Sunt ocupat. Bine, mă, dacă eram prieten, nu erai tot ocupat, ce erai, șomer? De ce suntem așa de lipiți și drăgăstoși și afectivi și avem stomacul plin de fluturi în prietenie și după ce devine a noastră și după ce se consumă intimitatea și nu mai există nicio curiozitate și a noastră, gata, e cu semnătură și notarul a semnat. De ce scade interesul așa de mult? Și de ce suntem tentați să ne uităm și în altă parte? Când noi avem o persoană acasă care seamănă cu aia după care suntem tentați să ne uităm. Vreți un pic să vă gândiți la fenomenul ăsta? Omul este o ființă complicată. Se plictisește de ce are și îi trebuie ce nu are. Dacă are bicicletă, se bucură de ea o lună de zile, că atâta e mierea, o lună. După aceea vrea motoretă, de la motoretă vrea motocicletă, de la motocicletă vrea o rablă de nu știu ce să zic. Și după aceea, domne, nu se mai satură până n-ajunge la cea mai bună mașină pe care o poate avea. Asta se numește legea insuficienței permanente. În mod permanent, lucrurile pe care le ai devin insuficient. Și emoțiile, și experiențele, și trăirile, toate devin insuficiente. De aceea omul e tentat să fie nemulțumit. Partea bună în legea insuficienței permanente este că omul vrea progres continuu. Și asta e bun. Partea proastă este că nu se mulțumește cu ce are și că tot timpul e nemulțumit. Uneori face compromis pentru a avea lucruri mai bune. Dar să ne întoarcem la iertare. Scopul predicii mele în această seară este să vă aduc aminte de faptul că un om poate să devină iertat înaintea lui Dumnezeu într-o zi. Dacă el primește mântuirea prin credință, credință în Iisus, Mântuitorul, și pocăință față de păcat. Asta înseamnă detașare. Dumneavoastră știți toți, cel puțin din punct de vedere tradițional, că atunci când Hristos a fost răstignit pe cruce, pe un deal de la marginea Ierusalimului, au fost acolo 3 cruci. A fost crucea unui tâlhar, crucea lui Iisus și crucea celuilalt tâlhar. Fiecare dintre acești 3 oameni s-au raportat diferit la păcat, la fenomenul numit păcat, adică lucruri interzis. Primul tâlhar care s-a pocăit, el s-a detașat de păcat. Până atunci el a trăit în păcat, dar la un moment dat s-a pocăit și atunci s-a detașat de păcat. Să te detașezi de ceva, ați observat că un tren este tras de o locomotivă, locomotiva se detașează de tren și vagoanele rămân în gară și nu se mai mișcă, că n-are cine să le miște. E nevoie să revină locomotiva, să se cupleze și să le tragă după ea. Un tractor se detașează de remorcă. Noi oamenii ne putem detașa de păcat. Când omul se pocăiește, el se detașează de toate păcatele trecutului, dar nu de ale prezentului și viitorului, neapărat. Asta se numește altfel, nu iertare, asta se numește înfrânare. De păcatele trecutului scăpăm prin iertare, iar iertarea se realizează prin credință și pocăință. De păcatele prezentului nu scăpăm prin iertare, scăpăm prin înfrânare, prin autocontrol, prin abstinență. Adică îmi vine să fumez și mă controlez și nu fumez. Îmi spun că degeaba îmi trece prin minte marea minciună a istoriei, asta e ultima. Asta e ultima până mori, tot pe ultima țigară o să o fumezi. Acum zic și eu cu țigara, dar poate să fie orice. Poate să fie o fată, poate să fie un furt, poate să fie droguri, poate să fie orice vrei. Nu, ultima deja a fost. Pentru că întotdeauna vom amâna și vom spune ultima. Trebuie să fim fermi și să spunem, eu m-am detașat de păcat. Ei, cel care s-a pocăit s-a detașat de păcat. El a înțeles că Iisus l-a iertat de păcatele trecutului și acum el e pe cale să facă un nou păcat pe care Hristos încă nu i l-a iertat. Și el spune, nu mai îmi permit să păcătuiesc, eu mă detașez de păcat.
mă îndepărtez de păcat, mă separ, chiar mă izolez de păcat. Asta s-a întâmplat cu tâlharul care s-a pocăit. Celălalt tâlhar care nu s-a pocăit, ăsta a continuat să trăiască în păcat. În, ce înseamnă în? Probabil cel mai bun exemplu e să ne imaginăm un borcan. Îi desfaci capacul și pui în borcan o muscă, o goangă, eu știu ce să zic, ceva, orice. Și pui capacul la loc. Unde-i musca? În borcan. E prizonieră în borcan. Dar cel ca, musca care s-a detașat de borcan, aia a plecat, nu mai stă lângă borcan. E, al doilea tâlhar care nu s-a pocăit era prizonier în interiorul păcatului. Era legat de păcat, era înfășurat de păcat, era dominat de păcat, era încolțit de păcat și era stăpânit de păcat. Primul s-a detașat și s-a dus. Al doilea a rămas prizonier în interiorul păcatului. Dar Iisus nici nu s-a detașat de păcat, nici nu a trăit în păcat. Hristos a murit pentru păcat. Față de, în și pentru. Față de, în și pentru. Toată istoria umană se raportează cu una dintre aceste trei expresii. Detașat de păcat, mort în păcat sau mort pentru păcat. Noi nu putem să murim pentru păcat. Numai Hristos a murit pentru păcat. Revenind, acum vreau să trec puțin la prezentul unui om care s-a pocăit. De aceea l-am ales pe Zacheu. Că altfel citeam alt pasaj. Pasajul pe care l-am citit este doar un motiv pentru ca să vă pot oferi un exemplu. Oameni dragi, observați că omul acesta, iertat de păcatele trecutului, își reconsideră atitudinea, comportamentul și obiceiurile în prezent. Hristos i-a iertat trecutul, dar el își curăță prezentul. Și el spune așa, dacă tu m-ai iertat de păcatele trecutului, eu o să fac curățenie în prezentul meu. Eu am furat mult de la oameni. I-am jupuit cât am putut. Dacă trebuia să plătească 100 de lei, eu îi spuneam 150. Că n-avea cum să verifice. Deșteptul de Google nu se născuse atunci. Și n-avea nicio posibilitate să verifici. Ăsta știa toate prețurile, nu le mai știa nimeni. Că el făcea ce vrea. Cui era este plângiu? Mama? Și acum omul ăsta care acum e iertat. A venit pacea lui Dumnezeu peste el. I s-a trezit conștiința la viață. Înțelege puțin lucrurile dintr-o altă perspectivă. Omul ăsta se simte vinovat și spune, Doamne, Tu m-ai iertat de păcatele trecutului, de toate. Nu mai am un păcat, dar eu vreau să îmi repar păcatele prezente, nu pe cele trecute. O să mă duc la toți oamenii pe care i-am jupuit, adică le-am luat bani mai mulți decât merita și o să le dau înapoi de 4 ori. Ți-am furat 50, o să-ți dau 200. Te trezeai cu Zacheu la poartă și zicea, aolo, iar a venit. Iar de unde să-i mai dau bani? Dar de data asta îl vezi pe Zacheu care are o altă înfățișare. Strălucește ca o lanternă aprinsă. Îți zâmbește, te salută. Acritura asta de Zacheu care tot timpul făcea pe fiorosul și pe deșteptul, acum se poartă foarte politicos. Și te și miri, bă, da, ăsta nu-i Zacheu, că parcă el este. Și el spune, bună ziua. Și spune, Doamnă, Domnule, poate că o să te întreb ce s-a întâmplat, dar vreau să spun că eu te-am furat întotdeauna când ți-am cerut impozitul. Și eu m-am întâlnit cu Iisus în centru. Eu eram în pom și El jos. Și mi-a schimbat viața. El mi-a iertat tot furtul ăsta pe care l-am făcut. Și acum eu am venit să-ți dau înapoi banii pe care ți-am furat. Am făcut o socoteală. Atâta sumă ori 4. Te rog, primește-ți banii. Asta se numește pocăință. Ți-ar place să ai un astfel de soț? Ți-ar place să ai o astfel de soție? V-ar place să aveți astfel de copii, astfel de șefi, astfel de subalterni, astfel de vecini, astfel de rude, astfel de prieteni? Nu v-ar place? Știu că v-ar place, indiferent ce zicem. Cui nu i-ar place să trăiască într-o lume ideală? Nu numai asta, dar ăsta mai zice ceva, incredibil. Zice, jumătate din toată averea mea o împar la amărâți. O împar la săraci. Păi, dar ce-i cu tine? Mai gândește-te să nu te apuce regretul. Nu, s-a hotărât. Dar ce ți s-a întâmplat?
m-am detașat de păcat. Dar ce înseamnă că te-ai detașat de păcat? Nu mai am nicio legătură cu păcat. M-am pocăit. Asta înseamnă să te pocăiești. Hristos l-a iertat de păcatele trecute, însă El și-a pregătit prezentul să nu le mai repete și să le aducă din nou, să le reactualizeze, să le reactiveze. Mulți oameni vin la biserică și au păcatele iertate până azi, dar astăzi, prin comitere sau prin omitere, mai fac 1, 2, 3, 5, fiecare cât poate, în funcție de potențial. Oameni dragi care ați fost iertați de păcate cândva și de la data aceea în trecut nu mai există niciun păcat, v-ați gândit vreodată dacă de la data aceea încoace mai există ceva? Noi trebuie să fim detașați de păcat. Pocăința nu este să schimbi biserica sau religia. Pocăința înseamnă să devii iertat de păcatele trecutului prin pocăință și să stai departe de păcatele prezentului prin înfrânare, prin autocontrol, prin abstinență. Pavel spune, cine fura să nu mai fure, cine se uita la pornografie să nu se mai uite. Iertați-mă că dau niște exemple cotidiene. Dumneavoastră cei mai în vârstă poate mă judecați și nici nu înțelegeți de ce fac asta. Dar asta înseamnă că n-aveți nicio idee ce se întâmplă cu cei de la 13 ani în sus. Probabil că n-aveți nicio idee, că altfel ați fi foarte interesați de chestiunea aceasta. Dumneavoastră care aveți un copil de 12 ani și îi luați un smartphone, la care noi spunem în mod greșit telefon. Oameni dragi, ăsta nu-i telefon. Numai noi doi nu știm că ăsta nu-i telefon. Tot Clujul știe că ăsta nu-i telefon. Ăsta nu-i telefon. Ăsta este computer. Ăsta este computer. Ăsta are o grămadă de programe, are o grămadă de aplicații. Printre altele este și telefon. Ei, dar când ăsta îl dai la un copil de 12 ani, știi la ce se uită? Lăsați-mă să încerc să vă răspund la ce nu-i voie. Păi din toți pomii din grădină lui Eva nu i-a mai trebuit altceva decât să guste, Doamne, și din ăla din care n-are dreptul. Păi ăla-i baiul în grădină, nu ăla la care am acces. Ăla la care am acces nu-mi trebuie. Unde n-am voie îmi trebuie. Numai acolo îmi stă capul. Știți la ce se uită un copil când ajunge aici? La ce nu este voie? La ce îi povestesc copiii la școală, dar nu cei mai buni copii, cei mai răi copii. Și nouă ni se pare că se face micuțul nostru de rușine dacă nu are telefon. Dar nici nu ne imaginăm că se duce noaptea cu el în dormitor. Eu vă întreb, de ce se duce noaptea cu el în dormitor? Doarme sau se uită la telefon? Dacă doarme, să-l lase, Doamne, jos în sufragerie. Iar dacă vrea să se uite la telefon, să se uite, Doamne, în sufragerie, ca să-și mai arunce și maică sau ochii la ce să uit. Păi dacă se duce cu el în dormitor, atunci n-aș vrea să fiu acuzator, că diavolul e acuzatorul, nu eu. Dar 99.99% cam știm la ce se uită. La lucruri la care nu se poate uita decât noaptea, în absența părinților și a altor persoane, protejați de ușa care foarte probabil că e încuiată, și de pătura care este peste el. Gândiți-vă, frații mei, că păcatul este cea mai mare atracție din univers. Cea mai mare atracție din univers. Gândiți-vă la faptul că instinctul sexual este unul dintre cele mai puternice din corpul unui om, din sistemul endocrin al unui om. Și acesta se activează pe la 14 ani la băieți și mai devreme la fete. Și de atunci începe lupta care nu se mai termină niciodată. Și un om de genul ăsta, plin de atracție, de dorințe, de plăceri, vine la biserică și scapă de tot trecutul lui păcătos, prin Hristos, care este mielul de sacrificiu. Hristosul care și-a asumat păcatele tuturor oamenilor până în prezent. Dar acum eu care am fost iertat, eu trebuie să mă păstrez curat, să nu mai aduc din nou păcate în viața mea cum am făcut în trecut, pentru că acum cunosc adevărul. Eu trebuie să trăiesc în puritate, trebuie să mă feresc de păcate. Exact cum s-au format dependențelor în ordinea inversă,
se dezactivează dependențele. Neuropsihologia spune că dacă repeți un lucru de vreo 30 și ceva de ori, el devine automatism. Un exemplu banal. Cineva își obține permisul de conducere a unui automobil pe drumurile publice. E, când se va urca prima oară la volan, va fi foarte stresat, mai ales foarte stresată. Și hai să luăm, spre exemplu, semnalizarea, la stânga sau la dreapta, schimbarea direcției de mers. O face conștient și în jos, la stânga. Ok. Dacă o ia la dreapta, ok. Conștient semnalizează. Peste o lună de zile nu mai semnalizează conștient. Stă de vorbă la telefon sau vorbește cu ăla de lângă el și mâna țic, 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 țic. Dar s-a creat automatismul. Adică creierul, că noi avem aici un administrator. Administratorul ăsta, care e o funcție, l-a pus Dumnezeu ca să preia lucrurile care se repetă și să fim mai lejeri, să trăim mai fericiți. Nu stresați cu toate semnalizările. Orice face omul în fiecare zi, nu-l mai face conștient, e un pilot automat. Vă dați seama cât de deștept a fost Dumnezeu și cât de bun, încât a creat această aplicație ca să elimine stresul lucrurilor mici și mărunte care se repetă în fiecare zi. Și a creat automatismul comportamental. Măcar pentru asta să-i mulțumim, dacă nu pentru altceva. Ei, așa se instalează un păcat în viața unui om, absolut orice păcat. Și cu cât un om îl repetă mai mult, cu atât rădăcinile se înfig mai mult în pământ, adică automatismul devine mai puternic, mai dominant. Dacă cineva fumează, când eu am început să fumez, eram în clasa 5-a. Neavând părinți, am făcut ce am vrut cu viața mea, adică ce nu trebuie. Și un băiat mai mare, pe lângă care stăteam ca să nu mai mă bată ceilalți băieți din sat, că n-aveam tată, n-aveam frați, n-aveam pe nimeni. Cineva trebuia să mă scape. Și l-am ales pe ăsta, că rămăsese vreo câțiva ani repetent și era aproape adult, și stăteam pe lângă el, un fel de prietenaș, ăsta mă proteja. Dar ăsta m-a și învățat obiceiurile lui, printre altele să fumez. Și mi-a dat odată o țigare, mi-a dat de două ori o țigare, mi-a dat de trei ori o țigare, mi-a dat de 30 și ceva de ori o țigare. Și după aceea nu mai era nevoie să-mi dea, că aveam. Îmi cumpăram eu. Și când m-am pocăit, la vârsta de 21 de ani, am aflat că a fuma e păcat și am zis eu de astăzi încolo nu mai fumez. Și la vreo 10-15 minute după ce am zis asta, mi-a venit gustul și dorința. Și eu am zis nu. Și dorința a zis, vezi de treabă, pune mâna și fumează. Și n-am avut putere să mă înfrânez. Am vrut cu mintea, vorba lui Pavel, știu ce-i bine, dar n-am puterea să-l fac. Și Pavel spune în capitolul 7 din Cartea Romani, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Dependență înseamnă automatism, iar automatismul spune că ai făcut lucrul ăsta de multe ori, prietene. Automatismele nu se creează din două fumuri, încep din două fumuri. În 2016 am avut o problemă de sănătate și a fost una foarte gravă și m-a speriat. Și după ce am plecat de acolo, doctorul mi-a spus să nu mai fac trei lucruri. Și două dintre ele n-am putut să nu le fac, pentru că țin de stilul meu, de meseria mea, de stilul meu de viață. Și al treilea era să nu beau cafea, că cafeaua îți consumă și apa din corp. Și eu, de felul meu, nu prea beau apă. Un pahar de apă pot să-l beau într-o săptămână. Așa sunt eu. Și când am auzit că trebuie să beau apă și nu mi-aduc aminte să beau apă și nu-mi e sete, sigur că acum pe căldurile astea ți-aduce aminte că transpiri. Atunci am zis, domne, dacă cafeaua mai consumă și apa aia ca puțină care o am, atunci cel mai simplu e să renunț la cafea. Și am zis, eu nu mai beau cafea. Dar când am zis, eu nu mai beau cafea în viața mea, mi s-a părut ca o condamnare la moarte. Dom'le, în viața ta să nu mai bei cafea? Acum nu sunt eu tinerel, dar mă gândesc că nici mâine nu ai muri. Și suna foarte condamnabil. Și atunci Domnul, poate că Domnul m-a luminat să zic, eu nu mai beau prima cafea, numai prima cafea nu mai beau. Și din 2016 până astăzi, n-am băut prima cafea. Dacă cineva mă întreabă, beau cafea? Eu spun nu. Și dacă mai insistă, îi explic povestea. Dom'le, nu beau prima cafea.
Dacă nu bei prima cafea, nu sună așa condamnabil. Numai pe prima nu bei. Pagea poți să bei până te saturi. Dar dacă nu bei pe prima, poți să bei pe a doua? Nu poți, că mai trece prin prima. Eu am învățat ceva spiritual de la experiența asta mică cu cafeaua. Dacă vrei să nu fii dependent de pornografie, ferește-te de prima deschidere a computerului acolo, în zona aia. Dacă nu te poți opri la prima, să știi că nu o să te oprești niciodată. Pentru că la a doua va fi mai greu, că s-a creat un pic de adicție, un pic de plăcere. La a treia și mai greu, iar după 30 o să trimiți un e-mail la un pastor și să-i spui: m-am mărturisit, am postit, am făcut tot ce am putut și nu mai pot să scap. Mi-e silă de mine și nu mai mă suport, dar nu mai pot să scap. Știți câte astfel de e-mail-uri primește un pastor într-o zi sau într-o săptămână? De la niște băieți sau fete care vin la adunare, probabil, care sunt crescuți în familii de credincioși și părinții lor nici nu au vreun habar că copiilor sunt atât de legați în anumite zone de adicție din viațile lor. Și dacă pastorul deschide gura să spună cuvântul, îl judecă jumătate din biserică. Că noi ne întâlnim la biserică să discutăm despre ce nu-i nevoie, nu despre ce-i nevoie. A venit un predicator și i-a zis la fratele păstor: aveți evrei aici în biserică? Și fratele păstor a zis: n-avem. Și zice: despre ăștia o să vorbesc, că oricum nu sunt aici. Nu m-ai apucat să vorbesc despre ăștia care sunt aici să se supere pe mine. Frați și surori, noi slujim un Dumnezeu care ne vrea sfinți. El a avut un fiu și acest fiu al lui a devenit mielul lui Dumnezeu, adică mielul de sacrificiu. Și el ne-a iertat toate păcatele de când ne-am născut până astăzi. Dar de astăzi, astăzi, noi trebuie să devenim responsabili de sfințenia noastră. Și lucrul acesta am vrut să-l împărtășesc cu dumneavoastră, pentru că pe noi ne încălzește mult că Iisus ne-a iertat trecutul, dar astăzi este foarte periculos, că noi astăzi putem face o grămadă de păcate. Să vă dau un exemplu, în mod deosebit pentru bărbați. Matei, capitolul 5, versetul 28. Dacă cineva se uită după o femeie cu intenția să o poftească în inima lui, dar așa îmbrăcat, a curvit cu ea. Dar e pe celălalt trotuar și e îmbrăcat, are cravată, costum, iarna poate are palton. Dar dacă se uită să o poftească în inima lui, gata, adulterul gata, l-a făcut. Ăsta este nivelul de excelență a sfințirii la care trebuie să trăiască oamenii care s-au detașat de păcat. Să scap de păcat. E așa. Vrei să-L primești pe Iisus? Da. Te căiești de păcate care L-a făcut? Da. Crezi că El e Mântuitorul? Da. Vino să mă rog pentru tine. Doamne, în baza promisiunii tale din Biblie și la pocăința și credința Lui, ei, iartă-i numele Lui Iisus. Și în clipa aceea îi se schimbă statutul. Din statut de om păcătos, expus blestemului și pedepsei, devine un statut de om iertat și eliberat de orice păcat. Prin Hristos. Pentru că Hristos deja a plătit prețul, a murit. Totul-i plătit, totul-i plătit. Am fost odată într-un restaurant, am mâncat, eram cu cineva și la sfârșit i-am spus la ospătar: adune-te rog frumos. Și a venit și mi-a spus la ureche: cineva din restaurant, înainte să plece, a venit la mine și a spus: pentru ăia doi domni de acolo vreau eu să plătesc. La sfârșit, să nu le spui nimic decât atâta: cineva a plătit pentru voi. Și am plecat fără să plătesc nimic. De ce? Cineva plătise pentru mine. Nici acum nu știu cine a fost. Dar cineva plătise pentru mine. Așa a făcut Iisus. El a plătit. Ce a plătit? A plătit cu viața, pentru că consecința păcatului e moartea. El a plătit cu moartea lui. El a trebuit să moară, pentru ca să nu mai mor eu. Dar asta nu-i rezolvată decât pe moment. Pentru că eu mă pot întoarce din nou în păcat, pot ajunge din nou în starea dinainte, dacă după ce am fost iertat, nu rămân iertat și sfânt. Să obții iertarea este relativ ușor, pentru că nu trebuie decât să crezi că Iisus e Fiul lui Dumnezeu și să te căiești de păcatele pe care le-ai făcut. Asta e un lucru simplu. Ca și păstorul dumneavoastră și eu predic în public la anumite evangelizări unde vin mulți oameni care nu sunt convertiți și mulți dintre ei ies în față să ne rugăm pentru ei.
Și să știți, ei se întorc acasă fără păcat. Pentru că totul este un proces pe care Dumnezeu îl face. Hristos este avocatul, ne ia apărarea și Dumnezeu, în baza înlocuirii în pedeapsă a lui Iisus, pe noi ne lasă liberi. Și ne întoarcem acasă fără niciun păcat. Dacă în această seară cineva se va pocăi, va pleca acasă fără niciun păcat. Și dacă va muri în seara asta, merge în prezența lui Dumnezeu în locul de așteptare. Dumnezeu nu pilește păcatele să ia timp 2 săptămâni. Nu. Un judecător când a spus, e liber, nu trebuie să aștept să se întâmple nimic. Declarația lui, în baza probelor pe care le are, face ca omul acela, într-o fracțiune de secundă, să devină liber. Când cineva s-a pocăit și a crezut și Hristos mijlocește în baza morții sale pentru cineva care spune, cred și mă căiesc, îmi pare rău, mă pocăiesc, atunci Tatăl, judecătorul, îl declară sfânt. Dar vă aduceți aminte cum spune Scriptura? Socotit sfânt, nu sfânt. Socotit sfânt. Ce înseamnă socotit sfânt? Îl văd sfânt acum în baza la ceea ce a făcut Hristos, dar el mai are de trăit o viață. El trebuie să-și protejeze această sfințenie. Ce ar fi dacă toată viața cineva ți-ar încredința un ou de găină crud? Și ți-ar spune, nu ai voie să trăiești o secundă fără să nu-l ai în mână. În mână îl ții toată viața. Și când te duci în autobuz să te ții cu o mână și mai ai o geantă, ce faci cu ou? În mână? Nu poți să-l ții în buzunar sau în altă parte, numai în mână. Da, dacă cazi, da, dacă te culci, da, dacă cineva te lovește și... Păi mă gândesc că nu reușești 2 săptămâni fără să nu spargi ou. Dau o viață întreagă. Ei, cam așa înseamnă. E ușor să devii iertat de păcatele trecutului. Dacă te pocăiești, ești iertat prin Hristos. Marea problemă este că dacă nu mor cum a murit tâlharul de pe cruci, ăsta a murit în cel mai potrivit timp. Când n-a mai avut niciun păcat, a murit. Dar eu, după ce m-am pocăit în 1984, acum 40 de ani, eu n-am murit, că mă vedeți că sunt viu. Ce s-a întâmplat în acești 40 de ani? Acum trebuie să fiu cinstit și să vă spun ce spune Ioan. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1. Copilașilor, uitați-vă, vă rog, pe screen. Copilașilor, scopul pentru care vă scriu aceste lucruri este ca să nu mai păcătuiți. Asta presupune că înainte păcătuiau. Acum să nu mai păcătuiți. Asta este regula de bază a lui Dumnezeu. Nu mai păcătuiți. Atenție, dar apare excepția. Nu mai păcătuiți, regula, dar apare excepția. Dacă cineva se întâmplă să mai păcătuiască, i-a scăpat o privire, o vorbă, un gând, o faptă, o omitere sau o comitere, dacă, dar ar fi bine să nu dacă, dar dacă, avem la Tatăl un mijlocitor, pe cel care ne-a iertat tot trecutul, îl avem la Tatăl pe el. Și acum versetul 9 din capitolul 1, adică 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, dacă, ăsta e condițional, dacă, dar numai dacă, dacă ne mărturisim păcatele, el, adică Dumnezeu Tatăl, e credincios și este și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice. Știți ce înseamnă în limba română orice? Înseamnă orice. Orice păcat. Să ne curățească de orice nelegiuire. Când? Când noi ne mărturisim păcatele. Ok, hai să presupunem. 1984. Eu m-am pocăit prin mila lui Dumnezeu. Hristos mi-a iertat păcatele din cei 21 de ani de atunci. De atunci până astăzi s-a întâmplat să mai păcătuiesc. Uneori am greșit, uneori am alunecat, uneori am avut o slăbiciune. De câte ori? Nu le-am numărat, dar s-a întâmplat. De fiecare dată când s-a întâmplat, la o săptămână, la o lună, la un an, la 100 de ani, întotdeauna am venit în fața lui Dumnezeu și i-am spus, Doamne Iisuse, Tu știi că Te iubesc, dar m-a luat gura pe dinainte. Te rog în numele lui Iisus să mă ierți de păcatul acesta. Nu numai mărturisirea este importantă, cât părăsirea.
Asta înseamnă nerepetarea. Că marea problemă nu este faptul că dintr-o dată ai căzut într-o greșeală, deodată, nu. Marea problemă este că cazi de fiecare dată, nu deodată. Și ai făcut un stil de viață din asta. Asta este Evanghelia lui Dumnezeu. Zacheu a fost eliberat, iertat de trecutul lui și s-a asigurat că azi, când e marea zi a riscului să păcătuiești din nou, el și-a organizat viața ca să nu mai păcătuiască. Jumătate din împărăție a dat-o săracilor. Iar pe cine a păcălit, a mințit, a furat, dacă a avut posibilitatea să repare, a reparat fizic, nu mintea lui cu regrete. Omul are nevoie de banii pe care i-ai furat sau cu care l-ai înșelat. Lui nu-i trebuie regrete, regretele nu pot fi convertite în bani la nicio casă de schimb valutar. Asta se numește pocăință. De aceea oamenii, pastorii spun sfânta pocăință. Pocăința trebuie să se transforme în sfințenie. Nu mai păcătuiești și nu mai trebuie să te pocăiești. De acum încolo trebuie să te sfințești, adică să te abții de la păcat. Ăsta este perspectiva oamenilor lui Dumnezeu. Și atunci când se va întoarce Iisus, El va spune, veniți binecuvântați Tatălui meu și moșteniți împărăția care a fost pregătită de la facerea lumii. Când a făcut Dumnezeu cerul și pământul, a făcut și o împărăție. Și în împărăția aia vor intra cei care astăzi se pocăiesc și tot trecutul lor e iertat. Și în fiecare zi trăiesc responsabili ca să nu mai păcătuiască din nou. Permiteți-mi să citesc unul sau două sau trei versete pentru ca să înțelegeți ce vreau să vă spun. Creșterea aceasta spirituală presupune să trăim în sfințenie. Și Biblia vorbește despre sfințenie spunând: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl să vă dea un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și pentru că nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, căci rămâne în voi și va fi cu voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Sau, spune Pavel în Efeseni, ca să nu mai fiți copii plutind încoace și încolo, purtați de orice fel de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Sau multe alte pasaje din Scriptură care vorbesc despre sfințenie. Oameni dragi, a fi religios înseamnă să te duci din când în când la biserică. Ce mare lucru să te duci din când în când la biserică. Asta înseamnă să fii religios. Asta nu te pune în legătură cu Dumnezeu, te pune în legătură cu preotul. Asta nu ți afectează viața nici în bine, nici în rău. Beat te duci, beat te întorci. Treaz te duci, treaz te întorci. Mincinos te duci, mincinos te întorci. Furăcios te duci, furăcios te întorci. Bandit te duci, bandit te întorci. Cinstit te duci, cinstit te întorci. Dar când intri într-o relație spirituală personală cu Dumnezeu, te faci responsabil de viața ta. Nu doar ca să te duci la biserică, ci să trăiești în abstinență. Fetelor, găsiți-vă un astfel de bărbat, un astfel de băiat și căsătoriți-vă. Să nu cumva, țineți minte, să nu cumva să vă căsătoriți cu unul care nu e așa în speranța că se schimbă. Dacă nu s-a schimbat până acum, 99% că nu se va schimba nici de acum încolo. Luați-vă unul schimbat, gata. Nu vă cumpărați haine murdare. Cumpărați-vă haine curate. Stimate doamne, surorilor care sunteți căsătorite, care femeie de pe fața pământului n-ar vrea să aibă un bărbat sfânt? Să nu mai fie femei geloase. De ce sunt femeile geloase? Au motive când sunt geloase? Poate că vi se pare ciudat că deschid subiecte așa de fierbinți aici, dar oameni buni, noi ne-am întâlnit aici să vorbim despre probleme reale, nu să spunem povești. Nu să repetăm tradiții cu care nu avem nicio legătură și nu ne afectează nici în bine, nici în rău. De ce există femei geloase? Și evident, bărbați geloși, în egală măsură e valabilă și într-un fel și în altul. De ce? Pentru că partenerul dă semne de oboseală și face lucruri care creează suspiciune. Suspiciune a, suspiciune poi mâine, suspiciune peste o săptămână și dintr-o dată bietul, biata, nu mai poate să stea acasă de neliniști. Îl sună de 20 de ori pe secundă ca să se asigură că cumva știe despre el sau despre ea.
Nu credeți că am trăit o viață ușoară dacă am fi căsătorit cu un om care e cu adevărat pocăit? Un om care este cinstit? Un om care se ferește să o calce pe o furnică? Un om care se teme de Dumnezeu, nu de nevastă, nu de bărbat, nu de soacră, se teme de Dumnezeu care îl vede și ziua și noaptea? De ce fug oamenii de pocăință dacă pocăința te face om? Te face cinstit, fidel, loial, omenos, plăcut, blând, milos, iubitor, iertător. Scumpă Biserica Domnului Iisus, să fii religios nu înseamnă aproape nimic. Înseamnă să împlinești niște ritualuri în care nu crezi și dacă le împlinești, dacă nu le împlinești, tot acolo e, să te întâlnești cu Dumnezeu, să-L rogi să te ierte de păcate și după aceea să-L rogi să-ți dea putere ca să nu le mai repeți. Asta se numește pocăință. Păcatele din trecut le rezolvăm prin pocăință și credință. Acum ne pocăim, acum s-au rezolvat. Dar după aceea începe examenul cu Dumnezeu, viața cu Dumnezeu, umblarea cu Dumnezeu, când trebuie să ne ferim, să nu ne mai murdărim încă o dată. Dar dacă la nivel de excepție, odată la 1.000.000 de ani, se întâmplă să cazi deodată, să alunești deodată într-un păcat, Pavel zicea într-o greșeală, atunci aduceți-vă aminte de pasajele puse pe scrin. 1 Ioan 2 cu 1, copilașilor să nu păcătuiți, dar dacă se întâmplă odată, dacă se întâmplă. Și versetul celălalt, 1 cu 9, dacă voi vă mărturisiți păcatele, adică sunteți responsabili și încercați să vă spălați cămașa, eu nu mai mă pot îmbrăca mâine seară cu asta, că fuge lumea de mine, că miroase a transpirație. Eu trebuie să o fac din nou nouă, să spăl. Dacă voi vă mărturisiți păcatele, vă spălați cămașa, vă curățiți haina care s-a murdărit, Dumnezeu este și drept și credincios. Când vei ajunge în starea asta, nici nu-ți ajunge capul pe pernă, că vei adormi. Nu te vei teme de nimic, și în sărăcie, și în bogăție, îți va fi inima plină de satisfacție, că l-ai pe Dumnezeu ca Domn. Treci prin încercări, nimeni nu scapă de încercări. Te îmbolnăvești, nimeni nu e sănătos întotdeauna. Îți vine rândul să te muți în cer. În cer e mai bine decât aici. Acolo oamenii nu mai îmbătrânesc, nu mai mor. Nu e niciun om care s-a născut să nu moară. Ai o perspectivă pozitivă. Te încrezi în Dumnezeu întotdeauna. El are întotdeauna o soluție. Și spui, Dumnezeu va găsi o soluție pentru sufletul meu. Ascultă-mă, dragul meu prieten. Poate nu vii de obicei aici sau în altă biserică. Vreau să te întreb, de ce schinuiești sufletul așa de tare? De ce trăiești departe de umbrela care te-ar putea proteja de ploaie? De ce fugi de cel care îți poate ierta toate păcatele în seara asta și să pleci acasă ca un bebelaș fără păcat? Să te treacă Dumnezeu pe numele Lui, să-și asume responsabilitatea să-ți protejeze viața, casa și viitorul. Să se facă responsabil de viața dumitale și de problemele dumitale. Iar când lumea asta va fi incendiată, nu uitați, Apocalipsa vorbește numai de foc. Foc de la elicopter, foc de la avioane, foc de la bombe, eu mai știu de la ce. Dar oricum, numai de foc vorbește Apocalipsa. Sfârșitul va fi prin foc. Vreți un pic să vă uitați afară pe scena lumii și să vedeți că tot ce se petrece are legătură cu focul. E foarte aproape să se termine lumea asta și noi ar trebui să avem un plan și să ne mutăm în cealaltă tabără de care am râs sau poate dacă n-am râs, nici n-am făcut nimic pentru ea. Predica mea s-a încheiat și deja am vorbit prea mult prin bunăvoința prietenului meu, fratele păstor, dar e timpul să mă opresc și să vă spun în încheiere următorul lucru. Oameni buni, nu plecați de aici fără să vă pocăiți. Pentru că în fiecare noapte mor foarte mulți oameni. Să nu vă mai temeți de avion, că cei mai mulți oameni nu mor în avion, mor în pat. Să vă temeți de pat. Cei mai mulți oameni mor în pat, pe pernă, în patul lor. Ne tot temem de avioane. În avioane mor foarte puțini oameni. Foarte, foarte puțini. Cei mai mulți mor în pat, unde ne simțim cei mai siguri în dormitorul nostru.
nu vă puneți în pat înainte să vă asigurați că v-ați pocăit, că într-o zi, acolo în pat, va fi sfârșitul. Și sfârșitul nu e o problemă dacă sunteți mântuiți. Ne vom muta de aici, acolo. Moartea este o mutare. Dar dacă s-a încheiat și nu ești mântuit, există o pedeapsă numită iad. Pedeapsa asta este normală, după cum e normală închisoarea pentru cei ce fac răul. Ce motive ai să te împotrivești lui Dumnezeu care vrea să te ierte pe cheltuiala Lui? Nu fiul meu a trebuit să moară să fiu iertat, fiul Lui. El și-a dat fiul ca să mă ierte. Cât de recunoscător ar trebui să-i fiu? Că a avut milă de un, era să zic un derbedeu, un om ca mine, un om care a făcut toate păcatele la care a avut acces, așa cum toți oamenii au făcut toate păcatele care au avut acces. Stimați prieteni, aș vrea să vă chem în seara asta la pocăință. La vârsta de 21 de ani, cu 40 de ani în urmă, eu m-am pocăit pentru că mi s-a părut necesar să scap de blestemul păcatelor mele și să intru în beneficiu iertării lui Dumnezeu, El să-mi devină tată, să devină Domnul meu, stăpânul meu, resursa mea, mila mea, dragostea mea, bucuria mea, sponsorul meu. Și de 40 de ani nu m-a trădat niciodată. Vă chem în seara aceasta să vă pocăiți de păcat și să credeți că acest Mântuitor nu este al meu sau al evreilor, e al tuturor oamenilor care îl primesc în mod personal. Primește-L pe Domnul Iisus în această seară. Căiește-te de păcat și crede în Iisus. Vei pleca de aici un om iertat, un om fără păcat, iar când se va întoarce Hristos, vei merge în cer. Cunoști o perspectivă mai bună decât asta? Oamenii au groază de moarte. De ce? Pentru că după moarte, după ce moare omul odată, evrei, 9:27, urmează judecată. Am auzit-o pe bunica mea spunând săraca că ea nu știa. O să mor și o să scap. Nu scapi. Nu scapi. Mergi la cântar, la măsurătoare, la evaluare, la judecată. Un om mântuit merge acolo ca martor. El a fost judecat când s-a judecat singur. Vă aduceți aminte la cină? 1 Corinteni, capitolul 11, versetele 30 la 32. Vă aduceți aminte trei feluri de judecăți? 1. Mă judec singur, Dumnezeu nu mai mă judecă. 1 Corinteni 11 cu 30. 31. Dacă ne-am judecat, mulțumesc, 31 era bine. Dacă ne-am judecat singur, nu mai suntem judecați. În seara asta te rog să te judeci. Știi ce înseamnă să te judeci? Să te căiești. Să te pocăiești. Dacă te pocăiești, dacă te judești tu singur, da, Doamne, recunosc, sunt vinovat. Dumnezeu nu te mai judecă. Dar ce se întâmplă dacă nu te judeci singur? Pune 32, te rog. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul. Când noi nu ne judecăm, ne judecă El. El te așteaptă un an, doi, nouă, dar ai 30 de ani, ai 40, ai 50, ai 80. Ce mai aștepți? Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți. Un parapet, oncologie. Scopul meu nu este să vă înspăimânt. Pentru ce motiv? Numai că eu mi-am dedicat viața să fiu un predicator, un om al Bibliei și al Bisericii, al credinței și a împărăției lui Dumnezeu. Nu te duce în iad. Dumnezeu îți dă posibilitatea să te judeci singur și să fii mântuit. Dacă nu, exact cum dumneata îți constrângi copilul acasă, îl mai tragi de o ureche, de una, de alta, ca un pic, un pic să nu-l lași, că altfel devine derbedeul cartierului. Și îl constrângi un pic. Îi mai iei un telefon, o tabletă, îi mai iei câte ceva, să-i mai atragi atenția. E tot la fel Dumnezeu, nu ne face să ne omoare, doar să ne usture. Și ultima judecată, ca să nu fim judecați odată cu lumea. Acesta este iadul, odată cu lumea. Vă chem în seara asta, deschideți-vă inima, primiți-L pe Iisus, pe Mântuitorul, în viața dumneavoastră. Spuneți-i, cred în Tine, cred în ce ai făcut pe cruce. Cred că ai făcut acolo un lucru care mă mântuiește pe mine la 20 de secole distanță. Te primesc în inima mea, Domnul meu, Salvatorul meu, Binefăcătorul meu, resursa mea, veșnicia mea. Lucrul acesta este pentru dumneata, drag prieten.
Eu nu m-am născut într-o familie de credincioși, că n-am avut harul acesta. De aceea a trebuit în mod personal, când am devenit conștient de realitățile vieții și când am ajuns să înțeleg fenomenul ăsta, ceea ce tot spun deja de o oră și ceva, atunci am spus, eu trebuie să mă pocăiesc. Eu trebuie să mănânc. Eu trebuie să dorm. Eu trebuie să not, să nu mă înnec. Eu trebuie, că fac pentru mine, pentru sufletul meu. Nu pentru dumneavoastră, pentru mine.